ca să zic așa. În primul rând mulțumesc pentru că sunteți aici. Am să intru direct în subiect. We have a winner, ca să zic așa. Au fost trei zile extrem de solicitante. Dacă știam că asta înseamnă să fii la nivel european, mă mai gândeam o dată. Dar cu ajutorul echipei, a partenerilor și a, cred că, a tulcenilor în foarte mare măsură, ne-a ieșit un raliu de minune cu de toate, cu o ploaie la shakedown care părea că o să ne strice toate apele și după aceea cu două zile superbe, după cum bine știți. Din punctul meu de vedere, eu aș vrea să vorbesc cât mai puțin și să las pe cei care merită să vorbească mai mult. Aș vrea să menționez un lucru pe care l-am repetat și îl voi repeta cu foarte mare convingere. Vreau ca toată lumea să înțeleagă că acest raliu se întâmplă și funcționează doar pentru că există o pereche și o echipă și o echipă de parteneri și o echipă de organizatori, pentru că nu Mihai se organizează raliul ăsta, ci o echipă pe care, să zicem că, reușesc să o pun cap la cap în fiecare an, nu de unul singur. O echipă din care face parte de la începutul lui domnul președinte Aurel Botorescu, care personal îi mulțumesc ori de câte ori îl prind, domnului prefect Marin Bădiță, pe care l-am obosit în ultimele câteva zile. Și chiar cu riscul de a naște ridicări din sprânceană, da, domnului Constantin Hogea, domnului primar Constantin Hogea, care a fost alături de noi încă de la început. Și lui mulțumesc. Vă mulțumesc vouă, în primul rând, pentru că veniți de fiecare dată în număr foarte mare, pentru că informațiile pe care le transmiteți sunt cele care trebuie să ajungă la cititori și la telespectatori și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, cred că fiecare raliu de genul ăsta mai pune câte un smog pe alb în capul meu și în barbă și parcă mă ambiționează mai tare să merg mai departe. Am avut două zile extraordinare alături de observatorul FIA, doamna Banu Bașeren din Turcia. Îi mulțumesc pentru toate momentele și învățămintele și sugestiile pe care mi le-a dat pentru ca acest raliu să crească sănătos în continuare. Am să dau cuvântul domnului președinte, cu permisiunea domnului președinte, am să dau cuvântul domnului observator, după aceea domnului președinte și domnului prefect, după care o să îi ascultăm pe câștigători cu permisiunea dumneavoastră. I have to say I'm very happy for the first time in Romania, Turcia, and I can say that it was a very nice rally. There must be many things to be congratulate. First, the winners and all the competitors on the behalf of winners and the organizer and all the officials. It was really such a nice event. Yes, it is some improvements is necessary, and I'm sure it will be in the future. And I love your stages, especially the gravel ones. My favorite one is the Babada. Thank you. Bună ziua, vă salut pe toți. Sunt bucuros că, mă rog, ce am putut să culeg din impresii, sunt impresii bune privind raliul din acest an. Dacă Mihai Tănase spunea că nu trebuie să vorbească foarte mult despre el, am să vorbesc eu. El a aprins scânteia raliului, o repet, aici la Tulcea, el a venit primat, nici nu îl cunoșteam. Am crescut în proiectul lui și alături de primăria Tulcea, Ministria Consiliului Județean, a hotărât să se implice în reluarea, de fapt, a raliului Deltei. El, cred că a vrut să mi-atragă atenția, a spus la un moment dat că raliul consumă energie, i-a mai crescut un smog de păr alb, eu nu pot spune acest lucru.
e o altă situație, dar mă bucur că an de an Mihai Tănase se implică și își dorește să ridice calitativ standardul Brariului Deltei Dunării. Și iată că anul ăsta, toate aprecierile, repet, pe care le-am auzit, au fost unele de la bune spre foarte bune. Țin să felicit pe toți care au mediatizat într-un fel sau altul raliul de la Turcia. Vreau să-i felicit și să le mulțumesc că au fost lângă noi celor de la FIA, reprezentanților FIA și FRAS. Vreau să le mulțumesc în primul rând celor fără de care raliul nu ar avea loc. Să le mulțumesc piloților în totalitate, să-i felicit pe cei care au câștigat, să-i felicit pe cei care au participat, pentru că este foarte important într-o competiție să participi, să termin, sau chiar dacă te-ai înscris și sunt probleme mecanice sau orice care ar fi ele, prezența dânșilor aici, într-un număr atât de mare, a dat, până la urmă, o calitate și o valoare raliului de la Turcia. Să dea Dumnezeu, oameni buni, să vă avem oaspet și la anul, pe toți, mai mulți, și la Turcia, cu sfaturile pe care Mihai Tănase le-a primit, să îmbunătățim acolo unde mai sunt lipsuri și să îi dăm o viață lungă raliului Deltei Dunării. Vă mulțumesc! Perfect. Vreau să vă spun încă de la început că am avut puțină grijă în legătură cu această ediție, pentru că, fiind nou în această funcție, aveam o grijă ca să nu avem un eveniment deosebit. Dar m-au ajutat foarte mult colegii de la Brigada Mobilă de Jandar Constanța. Ne-am întâlnit cu niște profesioniști cu adevărat și am simțit că aseară s-au organizat atât de bine încât, practic, nu a existat niciun moment o posibilitate să se întâmple o situație neprevăzută. De asemenea, vreau să mulțumesc cu ocazia asta și inspectorul județean de jandarmi și poliției rutiere. De asemenea, vreau să vă transmit cu acest prilej și faptul că Alteța sa regală a fost, principele Nicolae a fost extrem de încântat de participarea la prima de la Gigiol și dorește să revină cu drag la atunci. Sigur că cel mai mult, până la urmă, pe toți ne-au impresionat piloții și mă bucur că cei mai buni au reușit, au terminat și s-au evidențiat cu adevărat și sper să rămână pe imagine pozitivă la Turcia. Sper ca și observatorul să fi făcut niște aprecieri pozitive și să anul viitor să ne reîntâlnim din nou. Vă mulțumesc și presei trebuie să-i mulțumesc că au stat permanent pe traseu și au putut să vedea cu obiectivitate desfășurarea întregimii. Vă mulțumesc tuturor! Thank you very much. Foarte direct și scurt. Câștigătorii din acest an a ediției a 16-a și a 3-a de la reluarea de după 20 de ani, Simone Tempestini și Dorin Pulpea. Simone, ce a fost bine, ce n-a fost bine? Moment.